Școlile ar putea să solicite uniformă obligatorie potrivit unui proiect de modificare a legii educației. Uniforma ar urma să fie acordată gratuit elevilor. În prezent, uniforma școlară nu este obligatorie în toate școlile din România. Conform legislației, niciun elev nu poate fi privat de dreptul la educație din cauza lipsei uniformei. Și discutăm despre acest uh, proiect uh, legislativ care a făcut două tabere în acest moment în România cu Corina Atanasiu de la Federația Părinților și Apărținătorilor Legali din România. Bun găsit. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și noi am văzut acum că inclusiv doamna ministru Ecaterina Andronescu a intervenit în acest nu știu dacă putem să i spunem scandal, această dispută, mai spune, mai bine spusă, cu argumente pro și contra cu privire la această temă. Dar aș vrea doamna Atanasiu să o luăm de la început. Cum stau lucrurile în acest Asta. moment în școlile din România? În acest moment, uniformele nu sunt obligatorii în școlile din România. Decizia a parținut exclusiv uh, Consiliilor de Administrație, părinților, elevilor din școlile respective. Unele școli au ad adoptat uniforme, alte școli au adoptat un anumit uh, cod uh, de uh, vestimentație, spre exemplu, uh, un tricou alb și un pantalon sau o fustă de culoare uh, închisă. Uh, alte școli nu au adoptat absolut niciun cod și uh, au, funcționat, uh, au funcționat așa. Ce aș vrea însă să subliniez este că acest subiect al uniformelor apare recurent în fiecare lună, aproape în fiecare lună august, înainte de începerea școlilor din septembrie, uh, ca să creeze puține emoție și să, și să împartă atunci, după cum a spus uh -huh. și dumneavoastră, apele în două tabere, unii uh, susținători ai uniformelor, alții uh, care se împotrivesc uh, uniformelor. În continuare, considerăm că uh, acest subiect trebuie dezbătut la nivelul fiecarei școli și trebuie decizia trebuie luată de către comunitățile școlare respective. Uh, cred că a purta sau a nu purta uniformă este printre cele mai puțin importante uh, subiecte care ar trebui să ne preocupe uh, legat de școală. Avem probleme mult mai mari. Uh, domnul deputat Badea de la PSD uh, doar uh, a adoptat această, acest uh, subiect și l-a transpus într-o propunere de modificare a legii învățământului preuniversitar ca să mai capete puțină vizibilitate. Dar ce vreau să vă spun este că cel puțin de 15 ani de când sunt implicată în mișcarea părinților, acest subiect apare recurent și încă nu am ajuns la o concluzie și nici nu cred că trebuie să ajungem la o concluzie. Pe ce de altă parte, doamna ar... Atanaziu, scuzați-mă că vă uh, întrerup. Uh, Văd și o parte bună a lucrurilor în această inițiativă legislativă a domnului deputat PSD, faptul că aceste uniforme ar fi gratuite. Deci hai să nu încercăm să punem uniforme gratuite, dar hai să introducem pentru copiii din mediile defavorizate o uniformă, că vorbim de o cămașă, un tricou, un pantalon sau o fustă, um, um, gratuit. Cred că asta ar putea fi... Sigur că da, dar aș atrage atenția că acești bani ar fi mult mai bine folosiți dacă, spre exemplu, copiii cu situație materială mai dificilă ar primi un trusou la început de an, un echipament sportiv, spre și exemplu, mai bine. sunt copii care nu participă la sport, pentru că nu au, au șosetele rupte în picioare și le este rușine să se descalțe. Sunt tot felul de cazuri exact. triste, dramatice din acest punct de vedere. Uniformele nu trebuie să fie diferite pentru copii situații, cu situații materiale grele. Uh -huh. Pe aceea să îi în uniforme și pe ceilalți să îi lăsăm să se îmbrace cum vor. Uh, firește cu astfel de măsură, dacă ajungem la concluzia că uh, trebuie impusă prin lege, uh, trebuie să fie valabilă pentru toți copiii, dar în continuare consider că trebuie acționat și considerăm că trebuie acționat acolo unde este nevoie, uh, prin burse sociale mai consistente, prin uh, investiții sau subvenții pentru uh, copiii care chiar au nevoie de de îmbrăcăminte și chiar au nevoie de sprijin ca să poată să participe decent, să poată să participe de fapt la, la ore. Știm da, exact mai ales pentru că, că ne, probleme. ne uităm în acest moment, doamna Atanasiu, pe niște statistici care apar în spațiul public și am să vă spun doar atâta. Acum 12 ani, aproape 190.000 de copii intrau în clasa întâi. Astăzi, doar 120.000 au ajuns la bacalaureat. 70.000 de copii nu au reușit să termine liceul. Deci vorbim de un abandon școlar, care sunt motivele pentru abandonul școlar trebuie identificate de dumneavoastră părinții, societate civilă și Ministerul Educației. Problema este astfel abandonul, școl cauzele abandonului școlar uh -huh. sunt deja identificate, s-au făcut foarte multe uh, studii și cercetări pe tema asta, ne-au cercetat nu uh, numai uh, organizațiile internaționale. Uh, cu renume și care au o activitate notabilă în, în educație. Avem cercetări făcute și dinspre Uniunea Europeană, ne-a cercetat și OECD. Noi știm exact, exact de ce abandonează copiii din, din România școala. Principala cauza abandonului școlar este sărăcia. De aceea a venit cu ideea asta a uniformelor școlare este doar o picătură într-un ocean. Copiii care trăiesc în sărăcie și vorbim de aproape jumătate din populația uh, școlară și jumătate din copiii României trăiesc în sărăcie sau uh, aproape de pragul sărăciei, uh, acolo trebuie acționat. Nu trebuie să cheltuim banii pe toți copiii din România atunci ca să prevenim abandonul școlar atunci când știm exact unde trebuie să ne ducem cu astfel de programe. Ca să prevenim abandonul școlar, trebuie să îmbrăcăm școala cu foarte multă asistență socială și asta nu înseamnă uniformă școlară. Asta înseamnă de la micul dejun uh, până la uh, pantofii de uh, sport pe care, de care are nevoie un copil ca să se simtă bine, să se simt ocrotit și să se simtă uh, acceptat de comunitățile școlare din care fac parte, din care face parte. Bine, dacă mai și extindem pe zona de incluziune socială deja da, din păcate nu avem cum să facem școală de calitate dacă unui copil este foame sau dacă unui copil, un copil nu are bani să ajungă la școală pentru că transportul este prea scump sau dacă nu are cu ce să se încalțe. Avem nevoie să ținem cont de toate aceste, aceste măsuri și să nu mai luăm, să nu mai facem legi OTOVA care, pe care să le aplicăm tuturor copiilor, fie că este nevoie, fie că nu este nevoie. Avem, spre exemplu, programul, cred că îl știți și dumneavoastră, celebrul program cornul și laptele. În da. unele școli în rural, spre exemplu, copiii vin la școală doar pentru acel corn și lapte, pentru că pentru unii dintre ei este poate singura masă din zi pe când în școlile din urbanul mare, copiii se bat și-și aruncă unii în, al, unii în alții batoanele sau, sau laptele, cutiuțele de lapte. Sunt bani irosiți. Haideți să identificăm foarte bine nevoile școală cu școală, copil cu copil. Acum avem instrumente, avem baze de date, știm exact fiecare copil ce nevoi are, profesorii trebuie să semnaleze problemele pe care le au copiii respectiv și haideți să intervenim acolo, chiar acolo unde este nevoie, pentru că fiecare copil este important. Un copil pe care îl pierdem acum în școală înseamnă un plătitor de taxe mai puțin peste 20 de ani. România este în scădere demografică dramatică. Nu ne permitem să pierdem niciun copil și nu ne permitem să nu valorizăm potențialul fiecărui copil în parte, fie că s-a născut la țară, fie că s-a născut la oraș, fie că s-a născut într-o familie. Mai puțin prosperă, fie că s-a născut într-o într familie cu, cu mai mult potențial. Și decât să încercăm să dăm gratuit uniforme școlare, mai bine ne-am implicat și am suplimentat numărul acela pe care l-am văzut la începutul anului, cred că o mie de școli care primeau masa caldă. Cred că e nevoie de mai mult decât de o mie de școli. Sigur că da, acest program de masă caldă în școli este veșnicul program pilot este pilot, cred că, de mai bine de 10 ani și niciodată nu au fost în bani pentru orice uh, fel de uh, investiție nenecesară, inclusiv în educație, cum este aceasta cu uniformele. Dar extinderea programului de masă caldă în toate școlile, astfel încât copiii care chiar au nevoie de, de uh, hrană, să beneficieze de program nu este, nu se poate. Nu este, pentru, pentru masa caldă nu s-au găsit niciodată bani. Haideți să nu mai punem, cum ziceau bunicii noștri, căruța înaintea boilor. Haideți întâi să acționăm acolo unde într adevăr este nevoie. Uh, un copil, cum spuneam mai devreme, un copil flămând nu mănâncă. Am fost în școli în care îmi povesteau profesorii că vin în fiecare zi cu câte un covrig, doi covrigi în geantă pentru că au copii care vin la școală uh, și da. leșină de foame. Exact. Uh, în loc să cheltuim banii pe prostii, aș propune chiar și mic dejun în școală. Sunt copii care vin la școală ne mâncați, ne mâncați nici seara dinainte. Copiii aceștia au nevoie de hrană. Și ai făcut un parteneriat inclusiv cu administrația locală. Mulțumim, doamna Corina Atanasiu, concluzia acestei dimineți nu se pune problema de uniforme obligatorii, chiar și dacă vor fi gratuite în acest moment pentru anul școlar care începe.